O expoziție personală de fotografii cu genericul Drumul spre noi înșine a fost inaugurată la Muzeul Național de Artă al Moldovei. Autorul imaginilor, fotograful Andrei Mardar de la Agenția Informațională de Stat Moldprest, a realizat o adevărată istorie în imaginea evenimentelor, locurilor și oamenilor pe care i-a surprins de-a lungul anilor în obiectivul aparatului de fotografiat. Una dintre fotografiile lui Andrei Mardar, intitulată Metaforă, inaugurează expoziția personală. Lucrarea se află și pe coperta albumului Trepte în zbuciu. Ambele reprezintă o istorie, un document chiar al timpului, din 90 încoace. Chipul națiunii este, caractere diferite, accentul este pe emoția oamenilor și chipul acestei națiuni. Noi, fotografii, trebuie să evidențiem în imaginea noastră tot ce e al nostru, tot ce este național. Fotografia intitulată Tristețea Pământului atrăgea privirile vizitatorilor ca un magnet. Printre cei care priveau imaginea era și protagonistul fotografiei. Uitați-vă, ia chiar aici, cum crapă pământul. Este un ceva sărgător la cer. Tot e vina noastră, noi facem tot. Autorul conceptului expoziției, dar și al proiectului albumului, lansat cu prilejul aniversării a 60 de ani de la nașterea lui Andrei Mardar, este maestrul fotograf Mihai Potârniche. Fotografiile lui Andrei Mardar fac parte din patrimoniul nostru documentar și artistic. Sunt o trecere obiectivă prin istoria evenimentelor care au marcat statul nostru în aceste ani de independență. Este o epocă, pentru că este o generație și mă bucur să fac parte din aceeași generație cu Andrei Mardar. Aceste fotografii, aceste picturi pline de dinamism și de situație dramatică sunt inspirate din perioada Moldova Film al lui Andrei Mardar. Ele sunt foarte cinematografice. Tot ce vedem noi în fotografiile lui Andrei Mardar este filmul realității care ne înconjoară. Coloratura, parfumul, clipa, scoate la suprafață niște lucruri esențiale. La evenimentul de inaugurare a expoziției a participat o delegație din Ialoveni, orașul de baștină a maestrului Andrei Mardar. Pentru noi e o mare bucurie, pentru noi faptul că elevul nostru se bucură astăzi de un asemenea eveniment. Tot ce este expus aici merită toată admirația. E un talent, Andrei. Este un elovenian care, cu nume, care ne reprezintă nu doar orașul nostru natal Ialoveni, dar ne reprezintă țara și nu doar țara. Fotografia pe care dumnealui o face, este o fotografie cu ochiul pe fiecare dintre noi. Deci momentul care îl prinde Andrei este un moment profesionist. Expoziția aniversară Drumul spre noi înșine poate fi văzută la Muzeul Național de Artă al Moldovei până pe 29 septembrie.